La unitatea de asistență medico-socială Podul Iloaiei a fost oficiată luni 14 ianuarie 2019 slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire schimonah Serafim Bozariu. Aceasta a fost săvârșită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți, cu prilejul împlinirii a 40 de zile de la mutarea la cer a părintelui Serafim, fost viețuitor al mănăstirii Hadâmbu. Rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Pentru odihna sufletului adormitor, rogneți-vă monahul Serafim. Au participat angajații instituției și pacienți internați în unitate. Pe lângă hrana pregătită cu acest prilej pentru cei 40 de beneficiari ai unității, s-au oferit pachete cu produse de panificație, fructe și dulciuri. Pacienții din unitatea de asistență medico-socială Podul Iloaiei au primit cu multă bucurie vizita arhimandritului Nicodim Gheorghiță, pe care îl cunosc de mai mulți ani datorită vizitelor misionare pe care le organizează. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță ne-a mărturisit că masa și darurile au fost oferite pentru odihna sufletului schimonahului Serafim la împlinirea a 40 de zile de când a plecat la ceruri. Este, în primul rând, o mare binecuvântare pentru obștea sfinte noastre mănăstiri. Ne rugăm milosivului bunului Dumnezeu să ne ajute să reușim în continuare să facem această faptă, aș putea spune, frumoasă pentru cei care sunt în suferință. Și de câteva timp, 2-3 ani, încercăm de mila lui Dumnezeu și cu puținul care primim tot trimis de bunul Dumnezeu prin credincioși, să mergem prin azilii de bătrâni, acolo unde simt cu adevărat că au o mare nevoie. Și atunci și noi avem binecuvântarea lui Dumnezeu după ce facem această faptă, resimțim cu adevărat că am făcut această mică faptă. Poate că este puțin. Noi ne străduim să facem mai mult și pentru copilașii care sunt necăjiți, orfani, văduve și numai de sărbători. În același timp, Părintele Stareț a subliniat cât de importantă este grija pentru oamenii bătrâni, singuri și bolnavi. E o bucurie, dar totodată și o mare mâhnire în sufletul meu. Aș întreba pe copiii care își duc părinții în azile de bătrâni ce simt atunci când îi lasă în azile. Ei sunt căutați de altfel de cadru medical, de infermieri, asistente, dar nu este de ajuns. Un părinte care te-a născut, crescut, cu greu cum ne-a crescut, să te duci să-l arunci ca pe un nimeni într-un azil de bătrâni. Am întrebat deseori pe bătrânii care au fost și la Bucium și în alte azile de bătrâni, dacă copiii cercetează. Am auzit din bătrâni că sunt care n-au văzut copiii de 5-6 ani de zile. Mare durere și suferință, deși ei n-așteaptă multe de la copiilor, măcar să-i vadă odată la un an. Iată că așa îi lasă prin azile și noi încercăm nu să-i aducem că au nevoie de hrană, ci și de o binecuvântare, de un cuvânt bun. Și de ce nu și o faptă bună care o facem pentru ei de fiecare dată. Dar este foarte dureros, repet, foarte dureros și să mâhnim sufletește că nu puțin sunt cei care, nu spun că alungă, dar și alungă părinții și la o vârstă oarecare se rușinează cu ei și duc prin azilii de bătrâni. Eu zic să ierte Dumnezeu, dar să se gândească și să-i aducă la lumină bunul Dumnezeu, să-și recunoască părinții care au născut și crescut. Mare durere și mare păcat, fiindcă părinții ajung să fie îngropați de străini. Să mergem prin azilii de bătrâni, acolo unde simt cu adevărat că au o mare nevoie. Și atunci și noi avem binecuvântarea lui Dumnezeu, după ce facem această faptă, resimțim cu adevărat că am făcut această mică
faptă. Poate că este puțin. Noi ne străduim să facem mai mult și pentru copilașii care sunt necăjiți, orfani, văduve și numai de sărbători. Am și carte de la dumnealui de acolo, carte mare mi-a adus în fata, așa de la doamna Lupu. I-a dat-o dumnealui și mi-a dat-o mic, fata și-o, cum i-a dat cineva tot un ceas loc de la mare și așa mi-a dat-o mic. Vă 2 ani, că vă 2 ani tot vine 2-3 ori pe an. Ne-a dus sănătoși și mai bine. Noi ne bucurăm tare mult. Mă întreabă vorbă una alta, mă întreabă de durere. Dacă zic că spun, parcă zic că mă-i pleacă durerile. Dar numai așa nu-i, dar credința-i la Dumnezeu și la Maica Domnului. Cuvenise cu adevărat, mă-i zic crezul. Și miluiește-mă Dumnezeule, dar m-am uitat din el că-i lung și... Dar Tatăl nostru cuvenise cu adevărat și crezul îl zic și dimineața și seara târziu când pot. Și mă rog pentru boala mea, pentru bolnavii din spital, pentru copiii mei, pentru toți creștinii, pentru toți care m-au ajutat și mă ajută pentru sănătate și iertarea păcatelor. Că acestea și mai multe ca acestea am făcut. Cer iertare și îndurare la Tatăl Ceresc să mi-l iert. Activitatea social-filantropică organizată cu sprijinul firmei de catering Ana Irina din Iași s-a încheiat cu mulțumirile aduse atât de angajații unității cât și de bolnavii care au beneficiat de agapa frățească.